Și nu vă puteți aminti absolut nimic, nu vă puteți da seama cum ați ajuns acolo. Imaginați-vă că vă treziți și vă dați seama că sunteți într-un spital și nu conștientizați, nu vă amintiți cum ați ajuns acolo. Simțiți un pic frica respectivă? Eu personal am simțit-o. Am avut parte de o experiență de acest gen, acum aproximativ 4 ani. În urma acestei experiențe am învățat destul de multe și am venit să vă împărtășesc această experiență din ideea că poate veți învăța și voi, fără a trece prin metoda de Harvey. În urmă cu 4 ani, imediat după ziua mea de naștere, am hotărât să ies cu 3 prietene în parcul Izvor, unde să ne plimbăm cu bicicletele. Ne-am dus în parcul Izvor, exact la intrare, este un loc unde se pot închiria biciclete. Am închiriat bicicletele respective, bineînțeles că nu am avut cască de protecție și nu pot să spun că m-a deranjat la momentul respectiv. Nu cred că există cineva care împrumută o cască în momentul în care chiriază o bicicletă în București sau oricum. Am început noi să ne plimbăm și la un moment dat, fără să nici în ziua de astăzi nu știu exact ce anume s-a întâmplat, am căzut. Am lovit foarte puternic pe partea stângă, pe toată partea stângă, de ciment. Pentru că în urma acelei căzături mi-a pierdut cunoștința, prietenele mele au chemat ambulanța. A venit o echipă SMURD, au fost foarte rapid, în maxim 5 minute au ajuns acolo, au ajuns fix în parc, fix lângă mine. Pentru că totuși a durat aproximativ 5 minute, în cele 5 minute eu am reușit să-mi revin. Ceea ce vă povestesc, trebuie să vă gândiți în felul următor. Ceea ce vă povestesc eu acum este un amalgam între amintirile și povestirile prietenilor care au fost alături de mine și o mică participă contribuția mea pentru că atât îmi amintesc. După ce am ajuns acolo, cei de la ambulanță m-au luat și m-au dus la Spitalul Universitar, era cel mai apropiat. Ajuns acolo, există un anumit ritual pe care îl urmează ei pentru a analiza, pentru a face radiografii, să vadă cum ai fost afectat. Mă pregăteau de fapt să mă ducă la o radiografie la plămâni, în momentul în care asistenta a venit pentru a-mi da lanțul jos de la gât. Am un lanț pe care îl port în permanență, pentru a-mi da lanțul jos de la gât. În momentul în care am fost ridicată pentru a-mi da lanțul jos, am leșinat. Asistenta, un pic panicată, a făcut din nou acest lucru și a văzut că am avut aceeași reacție. În momentul în care și-a dat seama că problema nu este la plămâni, problema este la creier și mi s-a recomandat, am fost recomandată la un tomograf, care a fost făcut foarte repede. În urma tomografului s-a descoperit că aveam sânge pe creier, sânge care presa în spate, motiv pentru care eu la mișcări bruște leșinam. Și asta este și motivul pentru care eu mi-am pierdut memoria pe termen scurt. La 2 luni. Pentru că aveam astfel de probleme, am fost internată pe secția neurochirurgie de la Spitalul Universitar, unde am fost în grija domnului dr. Iacob Gampier. Ajuns acolo, am avut un prieten care a venit în vizită pentru a-mi aduce haine să mă schimb. În momentul în care el a venit, fumător fiind, mirosea țigări, venise de afară. Eu, fumătoare fiind la momentul respectiv, am vrut să fumez o țigară. Bineînțeles, ce trebuia să fac ca să fumez o țigară? Să mă ridic. În momentul în care m-am ridicat, pentru că trebuie să rădau câteva ori, bineînțeles, am leșinat la loc. Ăla a fost un moment decisiv în viața mea, a fost momentul în care eu m-am lăsat de fumat. O alegere foarte bună. Ulterior, au început reprizele de resetare ale memoriei, eu așa le numesc. Din când în când mă trezeam, și era cineva cu mine și întrebam, dar unde sunt și cum am ajuns aici? Păi, a fost un incident, ai căzut, te-ai lovit la cap, ești internată la Spitalul Universitar. Ah, ok, mă întâlnesc la loc. Mă trezeam, dar unde sunt? Cum am ajuns aici? Păi, și tot așa a durat de câteva ori până într-un final am adormit. Domnul doctor Iacob a spus că o operație pe creier este una foarte complicată. Și și-a dorit foarte mult să evite acest lucru. Pentru a evita acest lucru, a recomandat internarea și un tratament medicamentos prin care eu dormeam foarte mult. Foarte mult. Și nu făceam altceva decât să dorm. În cele 4 zile când eu am stat internată în Spitalul Universitar, experiențele au fost destul de ciudate, pentru că nu mi-amintesc pentru că am dormit. Încercați să vă imaginați. Nu mâncam decât maxim un iaurt pe zi. Am pierdut undeva la 4 kg și mă ridicam din pat doar pentru mici plimbări, astfel încât să nu amorțesc. Undeva vineri, totul se întâmpla marți, a început marți, undeva în ziua de vineri, mi s-a recomandat
involuția. Aici încep oarecum, începe partea mea de amintiri. Tot ce s-a întâmplat înainte au fost pur și simplu povești. Nu mi-amintesc absolut nimic. Poate că este mai bine și așa. În urma tomografului de vineri, eu trebuia să aștept rezultatul. Mi-aduc aminte foarte clar cât de nerăbdătoare eram. Cât de tare așteptam acel rezultat și un rezultat pozitiv. Nu pot să zic neapărat că așteptam pentru a mă duce acasă. Așteptam pentru a evita acea operație pe creier. Nu am nicio operație, nici în ziua de astăzi și mulțumesc lui Dumnezeu și sper să rămân așa. În momentul în care domnul doctor Iacob a venit în salon undeva în jurul orei 3, l-am văzut zâmbit. Și atunci am zis, ok, nu poate fi decât de bine, că nu vine cu zâmbit, îmi dau o veste tristă. În momentul în care a venit, a zis că într-adevăr sângele a început să se retragă, tratamentul dă rezultate, suntem pe calea cea bună, iar cea mai bună metodă de a mă reface este să mă duc acasă. În momentul în care mi s-a recomandat plecarea acasă, în momentul în care am ajuns acasă, a trebuit să mai stau în concediu medical timp de 2 săptămâni. Perioada în care eu în continuare am dormit, bineînțeles, pentru că am avut același tratament medicamentos. A fost cea mai bună odihnă pe care eu am avut-o în 20 și ceva de ani. Timp de 3 săptămâni am dormit. În momentul în care eu m-am trezit după a 3-a săptămână și m-am dus la serviciu pentru prima oară, am zis, da, sunt un om odihnit. Pentru că nu aveam voie să stau cu capul la soare, aveam parte de flipări la 6 dimineața și la 9 seara. Nu mă deranjau pentru că nu pot să zic că m-am deranjat. Ușor, ușor am început să-mi întrevin și la un moment dat m-am întors la serviciu. După ce m-am întors la servici, am continuat interviul pe care l-am începusem înainte cu Ubisoft-ul, unde și în ziua de astăzi lucrez, pe care în urma cărui am fost angajată. Experiența este una ciudată, tocmai prin ideea că am dormit. E ciudat. Nu e ciudat să ți se povestească, să ți se spună, ai făcut așa, dar nu ți amintești. Este ciudat să ți se povestească faptul că în momentul în care te-ai urcat în ambulanță, până ai ajuns la spital, ți-ai spus adresa, ți-ai spus CNP-ul, ți-ai spus și nu ți-amintești. Și nu l-am greșit. Sunt foarte ciudate aceste experiențe. Din această experiență, eu am învățat 4 lucruri foarte importante, cel puțin pentru mine, care sper să le împărtășiți și voi cu mine. Primul este despre sistemul sanitar din România. Sistemul sanitar din România are hibe. Are probleme. Toată lumea știe chestia asta. Dar are și părțile lui bune. Domnul doctor Iacob Gabriel, care și în ziua de astăzi lucrează la Spitalul Universitar, secția neurochirurgie, este cel mai bun doctor pe care eu l-am întâlnit în viața mea. Nu o spun ca pe un lucru bun, dar era plin la el întotdeauna. Pentru că el vindeca oameni. Pe de altă parte, echipa SMURD. Echipa SMURD, mie mi se pare una dintre cele mai bune dezvoltări care au avut loc în țara noastră. Începând cu anul 2011, totul, în fiecare an, cei 2% pe care îi redirecționăm, eu îi redirecționez către SMURD. Iar anul acesta sunt voluntar pentru sistemul de urgențe din București. Nu este niciodată, din punctul meu de vedere, prea târziu sau prea devreme să facem fapte bune și să ajutăm. Al doilea lucru pe care l-am învățat și mai mult pe care l-am dovedit este faptul că am renunțat la fumat. Cea mai proastă alegere în clasa 8-a a fost că m-am apucat de fumat. Cea mai bună alegere acum 4 ani a fost m-am lăsat. Vă încurajez să vă doriți să vă lăsați de fumat, să vreți, pentru că eu nu am vrut niciodată să mă las de fumat, și veți vedea după aceea ce bine vă veți simți. Al treilea lucru pe care l-am învățat este legat de siguranță. Nu neapărat legat de prezența unei căști când te plimbi cu bicicletă. De siguranță în general. Niciodată nu este prea târziu să luăm măsuri de siguranță în orice am face. Treceți pe verde, purtați centură de siguranță, purtați casca când vă plimbați, aveți grijă pe unde mergeți, uitați-vă și în jos, și în sus, și în lateral, nu se știe niciodată. Cel mai bine este să aveți grijă de voi. Sunteți cel mai important lucru pe care îl aveți. Ultimul lucru pe care l-am învățat, și poate cel mai important pentru mine, este că viața este scurtă. Imaginați-vă familia, imaginați-vă prietenii, amintiți-vă când ați practicat ultima oară hobby-ul vostru. Amintiți-vă când ați făcut ultima oară un lucru cu drag. Și acum imaginați-vă când mai puteți. Totul se poate schimba într-o clipă. Și niciodată nu știu când se întâmplă. Eu, în urma acestei întâmplări, am învățat, și sper să reușesc cât mai mult timp de acum acolo, să apreciez viața.
În fiecare zi încerc, și de cele mai multe ori reușesc, să mă trezesc cu gândul că va fi o zi frumoasă. Pentru că eu încă sunt acolo. Sunt încă alături de familia mea, încă alături de prietenii mei. Încerc în timp, în clipele libere pe care le am, să fac ceea ce îmi place. Să mă plimb, să merg la munte, să merg la mare, să petrec timpul cu prieteni, să mă uit la televizor, până și asta îmi place. Să scriu, să desenez, să not, să fac mișcare, să fac kickboxing, să stau alături de familie, vizitez săptămânal. Ceea ce îmi place. Viața este scurtă și se poate schimba drogurile. Vă mulțumesc! Cu voi, ideea de vulnerabilizare. Când ești în fața unui public, e foarte ușor să-ți pui o mască. Dar cum am vorbit, să nu fii tu, să fii un actor, un actor slav, care își pune o mască și încearcă să devină altcineva. Și atunci poți maxim să tinzi la mediocritate. De ce nu ne dăm masca aia jos, fiindcă suntem vulnerabili? Fiindcă ne prezentăm în fața tuturor, punem sufletul pe tavă și spunem, ăsta sunt eu. Cu bune, cu rele, cu lucruri care îmi plac, cu lucruri care nu îmi plac. Ăsta sunt eu. Și de multe ori asta ne sperie să o facem. Pe voi vă sperie să fiți vulnerabili în fața unui public? S-ar putea să aveți impresia că dacă mă judecă, dacă mă critică și tot felul de alte lucruri. Realitatea este că momentul în care te arăți vulnerabil în fața unui public e momentul în care cei din țară lasă armele jos. Nu ai cum să dai pietre cu roșii, cu ouă, cu ce vreți voi, într-un om care nu are armură, care metaforic este gol în fața ta. Îți arată, uite, asta sunt eu, asta e esența ființei mele. Asta îmi place, asta iubesc, asta sunt eu. Și sunt niște realități pe care e foarte greu să le combați. Dați-vă, e o mică discuție acolo. Ștefan? Rezolvăm, poate în pauză, puțin, facem singure cărți de vizită și după aceea, puțin pentru participare, puțin Ștefan ca încheiat discuția. Remember pitch, 60 de secunde, perfect. Revenind la partea de vulnerabilizare. Este foarte, sau este greu, neapărat foarte greu, este greu să vin în fața oamenilor să fii vulnerabil. Dar după cum ați văzut, și am avut plăcerea să văd asta de foarte multe ori, nimeni, dar absolut nimeni, nu poate să conteste ceva ce tu nu poate ataca. Dacă la nivel de informații putem avea parte de debate, o să aflăm data viitoare mai mult, la nivel de emoții, în afară de soția mea care spune, Răzvane, tu simți greșit. Ia eu și ție. În afară de aia, nu prea avem cum să ne dezbatem. Asta sunt eu, asta sunt eu. Fie îți place, fie nu îți place, dar noi cum să negi acest lucru. Și este poate cea mai bună metodă de a ne conecta, de a avea audiența întotdeauna lângă noi. Când spui o poveste, mai ales captivantă, ca cea care ne încurtește. Felicitări pentru asta!